Pace vouă, dragii mei! Astăzi, așa cum v-am obișnuit, am pregătit un gând pentru sufletul nostru. Aș vrea să citesc un verset care se găsește în Matei 10, de la 32. Și el spune așa: De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Amin. Și mă rog ca Domnul Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, să putem mărturisi prin viața noastră că Iisus Hristos a murit și a înviat și este viu în vecii vecilor și stă la dreapta Dumnezeului nostru care este sus în ceruri. De fapt, ce face un martor? Un martor mărturisește despre viața lui. Un martor mărturisește despre cum a înviat Iisus Hristos în inima lui. De exemplu, eu, când m-am întors la Dumnezeu, nu am mai putut face lucrurile pe care le făceam în trecut, pentru că m-am întâlnit cu cineva și acel cineva este Iisus Hristos și mi-a schimbat viața mea, mi-a schimbat gândirea mea, mi-a schimbat principiile mele și mi-a pus în inimă o dorință să pot să-L slujesc pe El și să pot fi martor pentru împărăția lui Dumnezeu. Pentru că prin acest cuvânt pe care noi îl transmitem, oamenii se vor întoarce la Dumnezeu. Prin cuvântul pe care noi îl transmitem, prin trăirea noastră, prin purtarea noastră, prin vorbirea noastră, oamenii din jur vor vedea că noi suntem niște martori vii ai Domnului nostru Iisus Hristos. Îmi amintesc acum câteva zile, mi-a scris un prieten, mi-a scris pe pagina Gând pentru Suflet și mi-a spus așa, mi-a înșirat câteva cuvinte foarte urâte și murdare. Păi eu i-am răspuns și am spus, auzi, ești sigur că ai vrut să-mi scrii mie? Nu ai greșit adresa? Și el, nervos de colo, spune, nu, ție ți-am scris, chiar ție, sunteți niște falși, sunteți niște mincinoși și nu trăiți o viață adevărată cu Dumnezeu. Și eu i-am spus atunci, pur și simplu am stat și mă rugam în sinea mea, vă mărturisesc și am spus, Doamne, dacă Tu ai fi în locul meu, cum ai proceda Tu cu acest om? Pentru că la prima vedere, vă mărturisesc, din mine parcă s-a pornit ceva și aș fi vrut să-i spun eu vreo două, să-i spun, bă, da, ție chiar nu ți este rușine? Dar nu m-ai întâlnit niciodată, nu m-ai cunoscut, nu mă cunoști, nu știi nimic despre mine și tu mă înjuri și vorbești așa urât la adresa mea, dar zic, măcar puțin bun simț. Vroiam să-i spun, vă mărturisesc. Și în timp ce mă rugam, Dumnezeu mi-a spus așa, să-i spun, Dumnezeu să te binecuvinteze. Și am scris și zic, Dumnezeu să te binecuvinteze și mulțumesc pentru cuvinte. Dacă tu atât ai putut să-mi transmiți, zic, Dumnezeu să te binecuvinteze. La care El îmi spune, și pe tine. Dar să știi că toți sunteți niște falși și tu ești un fals și un mincinos, îmi spune mie. Și voi toți care mergeți la biserică și care credeți că sunteți niște creștini adevărați. El mi-a pus o întrebare și mi-a zis, de unde să știu eu că Dumnezeul în care tu te încrezi este real și este adevărat? De unde să știu eu? Și atunci m-am gândit la acele cuvinte pe care Domnul Iisus Hristos le-a spus, că în lume nu-s decât două căi. Una care este largă și merg foarte mult pe ea și duce la pierzare și una care este îngustă și sunt puțini cei ce o află și această cale duce spre viață, duce spre Domnul nostru Iisus Hristos. Este calea pe care merg martorii care l-au cunoscut și s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Și am spus, decât două căi sunt atât. Zic, eu nu știu să spun despre tine mai mult, dar știu să spun despre mine. Eu m-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, Cel care a murit la Golgota, Cel care s-a lăsat batjocorit, Cel care s-a lăsat scuipat, Cel care s-a lăsat călcat în picioare, Cel care s-a lăsat omorât de noi pentru păcatele noastre, pentru greșelile noastre, pentru fărădelegile noastre. M-am întâlnit cu acest Iisus care a înviat a treia zi, după cum spun Scripturile. Și astăzi este viu și este așezat la dreapta lui Dumnezeu și slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Și atunci mi-am amintit de Ioan 3:16 și am spus, zic, eu în acest Dumnezeu mă încred. Zic, Ioan 3:16 și am spus așa, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și am spus așa, zic, eu personal, Daniel Popescu, mă încred în acest Dumnezeu. Nu știu alt Dumnezeu și nici nu vreau să știu despre alt Dumnezeu. Și mă încred în acest Dumnezeu. Și i-am zis așa, uite,
era 6 fără un sfert și trebuia să intru la biserică și i-am spus așa, nu mai pot să vorbesc cu tine, în schimb îți las o mărturie. Când am fost în Viena, am fost la radio Alelon și mi-am depus mărturia acolo și chiar în perioada aceea când mi-a scris acest suflet, am primit și mărturie, am pus câteva poze și am urcat-o pe internet, pe canalul meu, pe Dani și Magda Popescu. Și i-am spus, uite, îți dau mărturie, ascultă această mărturie, i-am pus câteva cântece de ale Magdei, pe care le-am cântat cu Magda, i-am pus câteva cântece de la Alinji și Flori Jivan și i-am spus, ascultă aceste cântece și vorbim mai târziu. Dragii mei, așteptam să-mi scrie și nu mi-a mai scris. S-a terminat biserica, la biserică vă mărturisesc că m-am rugat pentru el, am ajuns acasă, m-am pus pe genunchi înaintea Dumnezeu și am spus, Doamne, binecuvintează Tu acest suflet și fă Tu să rodească credință în inima lui. Știți ce s-a întâmplat? La ora 4 dimineața mi-a scris și mi-a spus așa, te rog frumos, iartă-mă pentru cuvintele pe care ți le-am spus. Și am spus, stai liniștit că oricum n-am luat în seamă ce mi-ai spus și zic, te iert și te-am și iertat de când mi le-ai spus. Și îmi spui așa, n-am știut prin ce ai trecut și n-am știut cât ai suferit și într-adevăr văd că ai un Dumnezeu care este viu. Și am spus, acest Dumnezeu poți să-L ai și tu. Dumnezeul nostru este viu și are toată puterea să facă tot ce vrea. Dumnezeu n-a promis că vom fi ținuți în puf și ne va merge doar bine. Dumnezeu a spus că în lume vom avea necazuri și trecem prin aceste necazuri pentru că a îngăduit Dumnezeu. Nu ne putem împotrivi, este Dumnezeu, suveran, a creat universul, la porunca Lui s-au creat toate lucrurile pe care le vedem. Și a spus, cum pot să mă împotrivesc eu acestui Dumnezeu? Sunt prea mic să-i pot pune eu întrebări lui Dumnezeu. Știți ce mi-a zis? Zice, vreau să mă ascult 5 minute. Dragii mei, când a început să-mi povestească de viața lui, are 4 copilași, soția lui l-a părăsit, a plecat de lângă el și a rămas singur, și mi-a povestit din sufletul lui necazurile, îngrijorările prin care trece acest om și a spus, nu mai am nicio nădejde, nu mai am nicio viață, nu mai am, îmi vine să-mi iau viața și îmi vine să-mi închid toate socotelile mele pe acest pământ. Consider că am trăit o viață fără rost. Și atunci i-am spus așa, zic, speranța încă nu s-a terminat. Știi de ce? Pentru că Iisus Hristos care a murit și a înviat, Iisus Hristos care s-a dus la Golgota, a purtat poverile tale și poverile mele. Spun, încrede-te în El și acest Dumnezeu te va ridica și nu te va lăsa. De aceea, dragii mei, este foarte important să ne ajute Dumnezeu să fim niște martori vii. Ce vă spun este un verset din Cuvântul lui Dumnezeu și oamenii din jur se uită la tine, se uită la mine și vor să vadă cum reacționezi și vor să vadă cum te raportezi la acest Dumnezeu. 2 Corinteni 3:2. Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Și acum aș vrea să spun o întrebare, suflet drag. Ce citesc oamenii în viața ta? Ce fel de mărturie ai? Ce citesc oamenii din viața ta? Dumnezeu să te binecuvinteze și să te ajute pe tine și să mă ajute pe mine să trăiesc o viață plină de credință și plină de nădejde și speranță în Dumnezeu și mai mult decât atât, dragii mei, să putem fi niște martori așa cum ne vrea Iisus Hristos. Dumnezeu să te binecuvinteze. Prea iubiților, nu uitați că Domnul Dumnezeul nostru stă sus pe tron și face tot ce vrea. Și tot ce face El este desăvârșit. Să aveți un weekend binecuvântat și o săptămână de asemenea.